Mi-e sete. Mi-e tare sete. Poșele astea nu reușesc să le pindesc odată. Ce vrei, bro? E foarte sete. Dă-mi apă. Bine, bine, așteaptă. Era aici o chiuvetă. Da, așa. Labirintul de Fernando Arabal. Sete! Așteaptă, tată! Nu mă ajut deloc! Lasă-mă să încerc să scap! E singura șansă ce ne rămâne ca să facem dreptate! Imediat ce am să scap de afurisitele astea de cătușe, o să mă duc la tribunal și o să cer să examineze cu cea mai mare atenție cazul nostru. Firește, nu suntem îngeri, ar însemna să mint. Dar o să-i fac să înțeleagă nedreptatea care i-am crezut victimă. Iar? Foarte sete! Așteaptă să termin. Când o să fiu liber, o să-ți dau să bei cât vrei. Aici, la mine.
M-am rătăcit. Caut o potecă pe unde să ies. Am dat o colă în parc printre pături, dar când credeam că am găsit-o, iată-mă tot în același loc. Nu-i de mirare. Când tatăl meu a hotărât să pună rufele la uscat în parc, toți ne-am gândit că, fiind atât de mare, o să se transforme într-un labirint. Îmi puteți spune cum să ies de aici? Cu plăcere, dacă aș cunoaște bine drumul, dar până acum n-am reușit. Atunci de ce ați venit până aici? Dacă ați ști unde stau, n-ați fi surprins. Tatăl meu este un om extrem de corect, care a primit o educație foarte severă. Pot să vă spun că la noi toți trebuie să fie îmbrăcați în haine de gală și să vorbim numai în șoaptă. Iar în fața lui, a tatălui meu, trebuie să facem de câte ori multitudine o reverență. Fata mea. Tată. Amen. Fata mea. Tată. Ego conosco. Fata mea. Meum contra est semper. Amen. Libera me de sanguinibus Deus. Amen. Nu putem niciodată să râdem. Cum e posibil? Ne interzice să ne uităm pe fereastră. Așa că înțelegeți că trebuie din când în când să dau o raită prin parc. Și totuși, cum a putut un om atât de ordonat să imagineze acest formidabil labirint de pături? Aveți dreptate. La început pare absurd. Dar dacă ați cunoaște motivele adevărate... Motivele? Am să vă povestesc. Parcul ăsta, care e foarte mare, era la început un teren de joc unde puteam să ne distrăm cât aveam chef. Era un mic paradis. Era atât de frumos. Pe urmă tatălui meu i-a venit ideea cât se poate de firesc. În casa noastră, cu multe camere, nu se mai spălau păturile. De fiecare dată când trebuia să se schimbe o pătură murdară, schimbam pe cea murdară cu una curată, iar pe cea murdară o duceam în pivniță, ca să le spălăm pe toate odată. Timpul trecea și încetul cu încetul păturile se grămădeau în pivniță. Tata era înmărmurit. Căutau oameni ca să spele păturile, dar nu mai erau în regiune. Între timp, păturile murdare, mai încăpând în pivniță, au început să se urce spre etajul întâi. Tata a plecat în capitală să caute oameni. Din păcate, muncitorii erau grebă și nici unul n-a răspuns ofertelor tatălui meu. Situația devenea din ce în ce mai îngrijorătoare. Am încercat să iau legătura prin telefon cu el, la hotelul unde locuia. Alo? 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 Alo, da. Vă rog, cu domnul Justin. Îmi pare rău, domnișoară, a părăsit hotelul de câteva zile. Nu știți, vă rog, unde a plecat? Nu, nu a lăsat nicio adresă. I-am scris scrisori. Dragă tată, păturile au invadat scara principală. Nu mai știu ce să mă fac. Au început să urce spre etajul 2. După cum știți, scara e foarte șubredă și e gata să cedeze. Dacă nu întreprindem ceva, păturile vor ocupa scara principală, lipsindu-ne în mare măsură de comunicații și amenințând serios etajul al doilea. Dar situația e tragică. Păturile! Urmiți-mi pe subocă! Urmați-mi păturile! Da, da! Păturile! Da, da! O să spălați păturile. O să instalăm cazane imense. În câteva luni o să terminăm. Pe urmă punem păturile la uscat aici, în parc.
O să întindem pârghiile paralel cu cazanele. Trebuie să folosim fiecare spațiu liber, fiecare palmă de pământ, ordine și disciplină. Țin foarte mult la asta. Tata, bine că ai venit. Credeam că nu se mai termină calvarul ăsta. Și oamenii ăștia pe care i-ai adus... Dar de ce au cătușe în picioare? Acum, în timpul grevei, e bine să obligăm pe muncitor să lucreze. Altă cale. Crezi? Gata! Gata! Și acum să trecem la instalarea cazanelor. Da. După ce au spălat păturile și le-au pus la uscat, muncitorii au dispărut, unul câte unul, ca să poată să lucreze. Tata le-a înlăturat cătușele. Și după cum vezi, ne-am trezit cu acest labirint care ne împiedică aproape cu totul să ieșim, sau cel puțin ne pândește prin nejdie să ne rătăcim și să murim de foame sau de epuizare. Dumneavoastră, domnule, care sunteți doar în trecere, nu vă puteți da seama de toate astea. Numai dacă rămâneți aici definitiv. Firește că nu rămân aici definitiv. Sper. Ia auziți. E cineva acolo, în camera WC-urilor. Parcă am auzit un geamăt. Foarte sete. Dă-mi apă, Etienne. Nu vi s-a părut? Da. Trebuie să ținem seama de spiritul perfect de organizare al tatălui meu. Se poate afirma că știe tot ce se întâmplă în casă sau în parc. Chiar tot? Vă rog să mă credeți. E de ajuns să lipsească o pătură, una singură, și gândiți-vă că sunt milioane și milioane în parc. El observă imediat. Da. Și dacă nu intervine imediat pe lângă persoana care a furat-o, e doar pentru că timpul lui e foarte prețios, având treburi... Multe sate! Tiene! Tiene! Mult mai... important. Da, da, înțeleg. Da. Iată de ce lucrurile par în neorânduială. În realitate, ele pun în lumină existența unei ordini superioare mult, mult mai complexă. Tatăl meu o stăpânește cu o destoinicie de o rară eficacitate. Nu mai pot. Nu mai pot. Ei, unde vă duceți? Acolo. Dar nu cred că e nevoie. Ce vă miră? O să vă explic. Nu mă miră nimic. Lăsați-mă să intru. Bine. Doamne, cum o să-l vadă pe Bruns? Ce o să se întâmple? Ah, Bruns! No. Stai liniștit! Nu se mai zvârfolea de la... Apa! Ai văzut? Da. Și? Nimic. Cum aș putea să ies de aici? Doar dacă o să aveți mult noroc. Sau o să vă ajute chiar tatăl meu. Altfel nu aveți nicio speranță. Aș putea să ies de aici cu dumneata. Imposibil. Atunci nici dumneavoastră nu puteți să ieșiți de aici. Ba da, eu pot. M-aș aventura în labirint dacă n-aș putea să ies. E bine. Când o să ieșiți de aici? Lăsați-mă să vă însoțesc. Îmi pare rău? Nu pot să vă fac acest serviciu. De ce? De ce? De ce? Tatăl meu, după cum v-am spus, are un spirit de organizare desăvârșit. A izbutit să aplice o metodă foarte vicleană ca să mă pot întoarce acasă, chiar dacă mă aflu în locul cel mai îndepărtat al labirintului. Grație acestui clopoțel. Sun? Până vine unul din servitorii care cunosc labirintul. Uluitor. Uluitor. Dar toți servitorii sunt muți. Deci incapabili să dezvăluie secretul cuiva. E foarte bine. Tot ce mi-ați spus nu mă împiedică să vă însoțesc. Nu uitați că servitorii nu acceptă să-i servească decât pe cei ce sunt de case, nu pe străini. Și chiar dacă aș reuși să-l înduplec, păturile sunt atât de apropiate... încât servitorul
nu poate să conducă două persoane. Înțelegeți? Înseamnă să-mi asum un risc cu totul inutil. Iar dumneavoastră, rătăcindu-vă, riscați să muriți de sete și de foame. Pe când aici, în centrul parcului, e singurul loc privilegiat. E bine să rămâneți în acest refugiu. Mi-e sete. După cum vă dați seama, povestea cu păturile de când a început ne-a provocat numai neplăceri și, din păcate, sunt puține șanse ca situația să se amelioreze. Se poate spune că lucrurile se complică implacabil. Ce sete! Poate fi apa asta, că e figura mea! Lanțuri, cătușe și dumneavoastră, domnule, ați reușit să priviți lanțul. Ce lanț? De la picior, care v-a ținut legat acolo. Da. Totdeauna e la fel. Am obosit spunându-i tatălui meu că metoda asta nu face doi bani. Cătușele se pot piri cu ușurință, dar degeaba nu mă ascultă. La urma urmei, indiferent. Și desigur, domnule Etienne, acum vreți să plecați de aici cât mai repede. Da, da, e firesc. Dar mi se pare foarte greu. Greu? Imposibil. Într-adevăr, imposibil. În viață totul e imposibil. Nu plecați! Dați-mi să beau! Mi-e sete! Dar ca să vă dovedesc buna mea credință și sinceritatea propunerilor mele, am să-l chem pe tatăl meu să vă dea chiar el cea mai bună soluție. Credeți că a auzit? Dar ca să vă dovedesc buna mea credință și sinceritatea propunerilor mele, am să-l chem pe tatăl meu să vă dea chiar eu cea mai bună soluție. Alo, alo, domnul Justin. Domnul Justin. Alo, alo, domnul Justin. Domnul Justin. Alo, domnul Justin. Domnul Justin. Acum totul e să aflăm dacă vrea să vină imediat sau va trebui să mai așteptăm. Să așteptăm? Dar nu pot să aștept. Veniți aici. Hai. Așa. Acum urcați-vă pe umerii mei. Cum? Ce spuneți? Hai, ca să vedeți dacă tatăl meu se apropie. Ia, sunt greu. N-are nicio importanță. Sunt obișnuită. În timpul ultimelor inundații, tata m-a obligat să-i salvez pe toți servitorii purtându-i în cârcă. Oh, înțeleg. Și asta 3 km. Până aici la refugiu. Hai, urcați-vă. Vedeți ceva? Nu! Priviți bine! Dar ce? Firește, tatăl meu. Nu poate fi decât el. E cel care m-a dus în latrine și mi-a pus cătușele. Dă-mi drumul! Nu? Nu? Lasă-mă să scam! Lasă-mă! Stai! Liniștește-mi! Vedeți ce perfectă e organizarea tatălui meu. L-am chemat acum câteva minute și a venit imediat. Se poate afirma că stăpânește tot ce se petrece în parc. Micaela, fata mea. Tata. Ai vino, vino să te sărut. Trebuie să plec mai repede. Să fug, să fug. Nu, Vivian! Stai! N-are niciun rost. Ți-am spus! Ce vrei, tinere? Tata, fără îndoială era închis în camera closetelor. Vezi? Cătușa-i mai atârnă încă la plecă. Eu... A izbutit să o bilească. Acum vrea cu orice preț să fugă din parc. A încercat să mă cumpere. Mai întâi mi-a făgăduit o mare sumă de bani ca să-l ajut să iasă de aici. Dar nu e adevărat! Pe urmă mi-a propus să mă ia în căsătorie. A încercat să mă seducă în mod jar. Minți! Pe urmă mi-a arătat un plan de rebeliune împotriva autorității tale. Pentru ca amândoi să ne facem stăpâni pe casă și pe parc. Doamne, domnule, vă rog să nu credeți. Cum? E adevărat, tinere? Și care era planul, E o adevărată idioție! Ce?
Voia să incendieze parcul cu ajutorul meu. Pretindea, deoarece pădurile ard foarte ușor, că incendiul o să ia în scurt timp proporții uriașe. Iar parcul și casa ar fi fost complet distruse. Iar după aceea, să vindem locul pe care e parcul și cu banii luați să construim o casă nouă! Într-adevăr, jalnic. Bine, dar, domnule... Firește, nu i-am dat ascultare și am încercat să-l conving că nu are dreptate. Bine ai făcut, bine ai făcut. Soiul ăsta de indivizi sunt foarte periculoși. Lasă-l în seama mea. O să fie pedepsit așa cum merită. Mă ocup personal de treaba asta. Acum poți să te duci să-ți vezi logotnicul. A? Tată. Fica mea. Tinere, da. Te rog să o ierți pe fica mea. Nu pot face nimic. Îți cer numai să nu o contrazici ca să nu-i agravezi dezechilibrul mental. Mărturia ei, sub toate aspectele, n-are deloc șanse să fie acceptată de un tribunal. Da, o iert. Dar vă asigur că atunci când născocea năzdrăvăniile acelea pe seama mea, o uram din toată inima. Vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Domnul... Justin. Domnule Justin... Atunci tot ce mi-ai istorisit despre labirint, nu e adevărat? Ah, labirintul. Labirintul este și nu. A făcut erori monstruoase, e drept, dar nu din răutate, nu, ci fiindcă are memoria slabă. Bună oară, v-a spus că am petrecut o lună și jumătate într-un oraș îndepărtat ca să culeg ierburi care tămăduiesc degerăturile. E fals, e absolut fals. În realitate, am petrecut o lună și jumătate în orașul acela ca să culeg ierburi care tămăduiesc bătăturile de la picioare. Să lăsăm asta. Vreți să ieșiți din parc, nu-i așa? Da, domnule. Dacă ați vrea să mă ajutați. Fica mea v-a explicat împrejurările excepționale în care ne aflăm din cauza păturilor. Vă dați seama în ce situație delicată mă aflu față de oaspeții mei, prizonieri, servitori, ori prieteni care vin aici. Fără îndoială, asta mă preocupă acum mai mult decât orice. Da, vă înțeleg. Nu știu dacă sunteți la curent, dar zilnic defilează în fața mea mii și mii de oaspeți, de prieteni, de clienți. Bruno, iubitul meu, dragul meu, hai să vedem. Bruno, să ne apropiem. Nu vă puteți imagina cât de mult mă bucură purtarea romantică a fiicei mele. De ce ești rău cu mine? Îmi vinutește-mi guzele. Rămâne-mi zâni, Bruno. Fii atent, fii atent, fii atent, fii atent. Hai o dați-i, potențule. Da, așa te lemn făci, da. Să văd de ce ești în stare. Fermește-mă, molule. Mângâie-mi pulpele, slavă-n ochile. O poveste de iubire plină de gingășie. Eu un copil. Sunt așa de mulțumit. Ce noroc să ai o asemenea fică, mai ales în timpul pe care îl trăim. Atât de agitat. Vreau să te simt în mine. Ajută! Mișcă-te! Carnea pe mine. Legule, un adevărat copil, inocența personificată. Dar să revenim la treaba noastră. A ieși din parc este o problemă, dar din fericire are o soluție. În principiu, situația dumneavoastră trebuie să fie rezolvată de un judecător reprezentând Tribunalul Suprem, ținând cont de cătușa pe care o aveți la gleznă. Nu, eu port cătușe fără să fi făcut un rău nimănui. N-am comis nicio crimă, doar așa, pentru podoabă. Sigur că da, fiți fără grijă. O să compareți în fața Tribunalului Suprem numai
numai pentru a îndeplini o formalitate birocratică. Dacă, așa cum spuneți, nu sunteți vinovat, judecătorul o să vă pună imediat în libertate după o anchetă sumară. Și cu ajutorul servitorilor o să încercăm să vă conducem afară din labirint. Aș vrea să plec îndată ce e posibil, sunt foarte îngrijorat. Nu putem evita formalitățile astea de vindecată. Să te aparții! De ce stai așa că mori? Formidabil, ce spuneați? Să evităm judecata. A, nu, nu, imposibil, absolut imposibil. Judecătorul trebuie să facă o anchetă, nu numai din cauza acestei blestemate de cătușe care vă face suspect, dar așa sunt dispozițiile legale. Dar nu le văd utilitatea. Judecătorul trebuie să vă elibereze un permis de ieșire după anchetă. Această dispoziție s-a luat în ziua când s-a constatat că legea era atât de puțin respectată. Astfel, după cercetări neplăcute, s-a reușit să se afle că într-un singur an 11.000 de persoane acuzate de delicte foarte grave au părăsit parcul. Și asta pentru că pe atunci permisul de ieșire se obținea imediat, fără nicio anchetă. Din fericire, s-a pus capăt acestui sistem. Vă să zic că și eu trebuie să fiu judecat? Fire. Nu există excepție. S-au comis multe abuzuri și acum judecătorii sunt foarte severi. Tot ce pot să fac este să urgentez procedura. De obicei trebuie să așteptați cel puțin un an. Un an? Nu pot să aștept atât. Extraordinar. Totdeauna ni se răspunde, nu pot să aștept atât. În sfârșit, pentru dumneavoastră o să încerc să folosesc o șiretenie. Fără să calcă legea, bineînțeles, pentru că așa ceva n-aș îndrăzni. O să explic judecătorilor că deși tribunalul e obligat să judece procesele în ordine cronologică, pentru că ați fost găsit în parc și cu o cătușă la gleznă, ceea ce vă face deosebit de suspect, nu? Cazul dumneavoastră poate fi judecat prin procedura de urgență. Foarte bine! Ce asta vreau? Vă atrag atenția că această măsură e o armă cu două tăișuri. Judecătorii tribunalului de urgență sunt foarte aspri. Ei sunt obișnuiți să judece criminalii cei mai înrăiți, care afirmă cu cinism că sunt nevinovați. Așa că n-au nicio încredere în mărturia acuzatului. Da, fiți fără grijă, Eroarea pe care o pot comite nu e prea gravă, pentru că inculpatul va putea trece la instanța următoare. Nu mi-e teamă. De-alminteri, prima instanță, cum v-am spus, nu caută decât să instruiască procesul și nu condamnă direct pe acuzat decât în cazuri foarte rare. Cum? Poate să condamne? Doar în cazuri foarte rare, când inculpatul este în mod evident periculos. Sentința poate merge uneori până la pedeapsa cu moartea. Puteți să alegeți. Așteptați să vă vină rândul sau preferați să fiți judecat de tribunalul de urgență. Vreau să fiu judecat cât mai curând posibil. Vreți să mă duc să-l caut și să-l aduc imediat pe judecătorul care anchetează cazurile de urgență? Da, dacă e posibil. Atunci mă duc imediat. Nu pot să afirm că o să mă întorc imediat, căci judecătorul poate să nu fie în biroul lui și o să trebuiască să-l aștept. În orice caz, voi face tot posibilul să vin cu el cât mai repede. Atunci, la revedere! La revedere! Etienne! Hei! Etienne! Ce e?
și plecat? Da, a spus că se întoarce imediat. Nu se știe niciodată. Cum nu se știe niciodată? Da, nu se știe niciodată. Dacă o să se întoarcă imediat sau după un timp. Da, firește. De ce? Nu mă credeți? Ba da, vă cred. Știu, vă prefaceți că mă credeți. Tata v-a spus că sunt nebună și să nu mă contraziceți orice v-aș zice. Nu-i așa? Nu știu. De altfel trebuie să-mi purtați pică, fiindcă am născocit toate poveștile alea împotriva dumneavoastră. Nu-i așa? Spuneți-mi adevărul. Desigur. Credeți că mi-a făcut plăcere? Dar nu e vina mea. Tata m-a obligat să vi le spun. Firește. Nu vorbiți pe tonul ăsta. V-am spus adevărul. Tata m-a obligat. Nu plângeți. Vă rog, v-am spus, vă cred. Vreți numai să mă consolați? Tata m-a obligat să povestesc năzbâtile alea. Pentru ca pe urmă să pară bun. Ceea ce îi îngăduie să obțină tot ce vrea. Priviți. Priviți. Spatele meu e plin de urme de bici. Puneți mâna. Sânge. Da. Da. Tata a făcut asta. Imposibil. Mă biciuiește în fiecare zi. Și a promis că o să mă bată mai groaznic dacă nu fac ce vrea. Azi dimineață m-a obligat să fac pe nebuna în fața dumitale și a trebuit să-l ascult. Admiter m-ar fi bătut mai rău ca de obicei. E intolerabil. Și ce vreți să fac? Fugiți! E imposibil. Tata m-ar împiedica. De altfel, nu am unde să mă duc. Vreți să vă spun ceva? Vino aici. Vino aici. Mă obligă să-l numesc tată și pretind în fața celorlalți că sunt fiica lui, dar în realitate nu e tatăl meu. Cum? Face asta numai ca să-și câștige o bună reputație. Am să te fac să ieși de aici. Nu cred că ai să scapi nici dumneata. Judecătorul de urgență e foarte crud. Condamnă aproape pe toți cei care se prezintă în fața lui. Îi tratează pe inculpați cu dispreț și fără milă. Aproape nu-i lasă să vorbească, nici să se apere. Urinează pe ei, înțeapă cu ace. Uneori le suflă în gură, le leagă mâinile și picioarele. Îi mușcă. Câteodată, dar foarte rar, e și politicos. Dar cel mai rău e că nimeni, sau aproape nimeni, nu scapă. Nu! Eu am să scap! Pentru că sunt nevinovat! Nevinovat! N-am comis nicio greșeală! Când să fiu liber, o să te scot de aici! Vă mulțumesc foarte mult! Sunteți prea bun cu mine. Nu pot îngădui ca tatăl dumneavoastră să se poarte atât de rău. Taci! Auzi? Se mișcă. Se apropie de rezervorul cu apă. Ce face? Doamne, hai repede! Hai! Bruno! Judecătorul vede aici corpul. O să vă acuze de asasinat. Ce vreți să faceți? Ajutați-mă. Trebuie să-l ascundem în cel mai îndepărtat colț. Hai, luați-l de picioare. Lasă-mă pe mine să-l iau de umeri, e mai greu. Nu! Faceți cum vă spun.
Hai, să mergem! Cred că nu o să-l găsească nimeni. Când l-au adus pe Bruno în cameră? Nu știu. De fiecare dată când am venit aici, l-am găsit încătușat. De când eram mică de tot. Și nu v-a fost milă? Da. Dar la început veneam aici fiecare dimineață și făceam pipi pe fața lui, fiindcă asta îi plăcea. Pe urmă ne jucam. Aduceam nisip în găleată și îmi îngropa picioarele. Dar era foarte greu să ne jucăm, pentru că era încătușat și foarte bolnav. Totdeauna a fost bolnav? Da. Pierdea sânge mereu și nu îi se schimbau niciodată rufele. Sângele îi se usca pe cămașă și pe haine. Ca să-i fac plăcere, îi aduceam ciocolată și migdale și ace. Mai ales ace. De ce? Ca să mă înțepe. Când eram mică, mă înțepa în picioare. Și când am crescut, numai în sâni și în pântec. Și lăsai? Firește, de ce nu? Cred că te durea. Da, foarte tare. Aproape insuportabil. Nu mai vreau să aud! Nu înțeleg. De ce veneai să-l vezi? Din plictiseală. Vă să zic că era un monstru. Nu asta era cel mai rău. Mai rău era că îi spunea pe urmă tatei, care mi-interzicea să vin să-l văd. Ei bine, el mă păra întotdeauna și tata mă bătea cumplit. Tatăl dumitale mi-a spus că ți-e logodnic și că urma să te căsătorești cu el. A, nu, 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 asta nu. Era imposibil. Tata dorea să mă vadă străinii cum mă sărut și mă îmbrățișez, dar să mă căsătoresc cu el, nu. Nu putea niciodată să iasă din cameră. De ce? Numai tata știe. Mi-a spus că odată s-a rătăcit în parc, ca dumneata. Și de atunci a rămas aici. Fusese condamnat de judecată? N-am știut niciodată care e adevărul. Mi-a spus odată, sunt nevinovat. Nevinovat. Nevinovat! Așa le spunea la toți cu care stătea câteva zile în cameră. Nevinovat. Sunt nevinovat. Spune, să zici că așa spunea totdeauna. Taci, taci odată. Adineaur spune că fusese totdeauna singur. Nevinovat. Da, dar uneori avea pe câte cineva de care era înlănțuit cu cătușe la glezne. Toți însă au reușit să și le pilească și să scape. Așa că rămânea mereu singur. Și cu ceilalți? Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Toți erau foarte drăguți. Li se făcea milă de mine și îmi păcăduiau că o să mă scape de aici. Era o plăcere să stai la taifas cu ei. Firește, tatăl meu s-a ocupat de ei și nu i-am mai văzut niciodată. Niciodată? Curtea! Așezați-vă! Doriți un sandwich, domnule judecător? Un sandwich, da. Inculpat Etienne. Prezent. Am fost destul de neclar informat de vina dumitale. Sper că nu o să mă face să pierd prea mult timp și o să-mi explicați cazul. Cazul. Cât mai concis posibil și cu rigoare ce se impune.
Începeți! În realitate, domnule judecător, cred că n-ar fi necesar să mă judecați. Cum ce spui? Foarte bine, foarte bine! Continuați! Pur și simplu, m-am rătăcit în parc și vreau să ies de aici cât mai repede. Cred că e dreptul meu. Dreptul lui. Stăpânul acestei case nu poate decât să mă lase să plec. Strașnic, strașnic! Într-adevăr, e de neconceput că există o persoană stăpână acestei proprietăți care face dificultăți celor care se rătăcesc într-unul din parcurile sale și doresc să plece. În principiu, n-am nimic de obiectat la cererea dumneavoastră, care mi se pare foarte justificată, dar există un amănunt de o extremă gravitate. Cătușa. Ați ghicit? Cătușa. Cătușa e doar pentru privit. O port la gleznă ca o podoabă, ce vă miră? Extraordinar. Într-adevăr, nu e nimic surprinzător. La vârsta mea am asistat tot felul de procese. Nu v-ați rătăcit în parc. Ați fost adus în camera closetului de stăpânul acestei proprietăți. Nu e just. Într-adevăr, domnule judecător. Care v-a pus cătușe. Da, e adevărat, mi-a pus cătușe. Bun, bun. Erați singur în cameră? Da. Vreți să spuneți că nu era nimeni în cătușa de dumneavoastră? Da, eram singur. Mă plictiseam. Mi s-au pus cătușe fără niciun motiv. Iată de ce voiam să scap. Mi-am pilit cătușele. Cătușele astea nu sunt bune de nimic. Mi-am pilit cătușele cu multă greutate. Sistemul dumneavoastră de apărare nu valorează nicio iotă. Cum? Mințiți prea mult. Stătați în cameră cu un om numit Bruno, de care erați înlănțuit. Era foarte bolnav. Cu el sau fără el? De ce ați scăpat singur? V-am spus, Bruno era foarte bolnav și nu putea să evadeze. Sau poate nu voia să facă ce dorea dumneavoastră. Nu, nu putea. Era aproape paralizat. Așteptați! Era paralizat. Aproape. Și v-a ajutat să fugiți? Nu putea. Dar nici nu s-a împotrivit. Când vă pileați cătușele pe el, îl durea? Nu, deloc. Treaba merge rău de tot. Bruno a vrut să evadeze, dar dumneata nu l-ai ajutat. Pe de altă parte, s-a împotrivit cu toată forța, să plecați și, în sfârșit, l-ați făcut să-l doară rău, greznele, când vă pileați cătușele. Mai are urme. Ei, vreți să mergem în cameră să constatăm urmele? Nu. Atunci, mă credeți? Da. Bruno nu se mai află în camera closetelor. Cum? Atunci, unde e? Inculpat, răspunde! Habar n-am. Fii atent! Fii atent ce spui! Vă să zic că nu știi nimic, dar ați fost ultimul care ați stat lângă el. Ciudat. Foarte ciudat. Probabil a fugit. Imposibil! Adineauri ați spus că era aproape paralizat. Nu-i așa? Domnule judecător, lăsați-mă să expun unele amănunte care pot lumina problema. Vă rog. După cum v-ați putut da seama, domnule judecător, inculpatul a adoptat o nouă atitudine care poate să abuzeze de un tribunal puțin prea naiv. El încearcă să treacă drept o persoană onorabilă și incapabilă să facă rău. Să examinăm faptele cu toată rigoarea necesară. Inculpatul a fost condus în camera closetelor, unde a fost încătușat lângă Bruno. I s-a promis că va fi judecat după prima urgență. În loc să aștepte liniștit ziua procesului, forțează lucrurile și evadează, ceea ce trebuie interpretat pur și simplu ca o lipsă de încredere inadmisibilă față de justiție, ordine și lege.
prin intermediul unor persoane care au fost martorii anumitor fapte petrecute în camera unde a fost închis acuzatul, am aflat unele amănunte impresionante, domnule judecător. E bine, iată-le. Iar? Așteaptă să termin. Când o să fiu liber, o să-ți dau să bei cât vrei. Aproape-s gata. Acuzatul l-a supus pe Bruno la chinsetei. Pe urmă, pilindu-și cătușile ca să evadeze, a provocat o rană adâncă la glezna lui Bruno. Ce s-a întâmplat mai departe? Servitorii mei au găsit corpul lui Bruno într-un loc dosnic din parc. A fost sugrumat, domnule judecător. Deși nu știu nimic precis, pot afirma că acuzatul l-a sugrumat. Nu eu! Nu! Atunci cine? Acuzați pe cineva? S-a sinucis cu lanțul de la closet. Cum? Vă contraziceți. La început ați afirmat că abia putea să se miște, că era paralizat. Fără îndoială, a făcut un efort. Țineți seama, domnule judecător, că trupul a fost găsit foarte departe de această cameră. Da. Oare morții pot să meargă? Micaela și cu mine am transportat corpul lui Bruno. Ne temeam că dacă o să fie descoperit, o să fiu acuzat de asasinat. Micaela, spune ceva! Domnule judecător, cred că e inutil să mergem mai departe. Cred că rezultă cu evidență că acuzatul e asasinul și că atare trebuie să fie condamnat imediat. Domnule judecător, uitați-vă cine cere să fiu condamnat! E cel mai puțin indicat să o facă. Acest om m-a dus fără niciun motiv în parc și m-a închis în mijlocul labirintului, în camera closetelor murdare, lângă un fel de cadavru viu. Fără niciun motiv! Numai din cruzime! Și tot din cruzime își maltratează fica în fiecare zi, bătându-o cu biciu. Domnul judecător, priviți, hai Micaela, întoarce-te să te vadă domnul judecător. De altfel, să știți, nici nu e tatăl ei. Caută să pară în ochii lumii un părinte bun, când în realitate e un tiran. Priviți, priviți spatele Micaelei, domnule judecător. Veți vedea urmele de sânge ale loviturilor de bici de astă noapte. Vă rog să verificați, domnule judecător. Este inutil. Nu, vă rog. N-am nicio urmă. Spatele meu e alb și fără nicio cicatrice. Nu se poate. E imposibil. Micaela! Eu însu n-am văzut cu ochii mei! Micaela! Iată cum vă furtați cu un om care m-a luat din pat pentru ca judecata să aibă loc imediat față de acest om care n-a făcut nimic altceva decât să vă fie agreabil și să vă scutească de primești. E un criminal! Mă îndrăznești să te porți astfel cu el. Eu, judecător, nu sunt decât sclavul lui. El are drept de viață și de moarte asupra mea. De altfel, el m-a numit pe mine, care am reputația că sunt judecătorul cel mai indulgent al tribunalului de urgență, numai pentru a vă dovedi interesul ce vă poartă. Nu mai am nevoie de alte probe. Atacurile și insultele pe care le-ați adresat sunt îndeajuns pentru a vă dovedi vinovăția. Nu, domnule judecător. Doresc ca procesul să se bazeze numai pe faptele inculpatului. Prea bine. Acuzatul, de la începutul procesului, n-a făcut altceva decât să spună minciuni. Mai mult, a pus la îndoială dreptatea justiției și a încercat să evadeze pentru a încununa toate aceste delicte. Și a torturat colegul în camera closetelor.
l-a sugrumat și i-a ascuns cadavrul în parc. Și acuzatul este convins că l-a asasinat. Culpabilitatea acuzatului e mai presus de orice îndoială. Îl condamn la moarte. Paznicii vor să vină imediat să execute sentința în sunetul tomelor. Doamne, ce să fac? Ce să fac? Să mă afund în labirint. Doar l-am văzut acolo, mort. L-am dus în colțul acela de parcă. Nu se poate. Mi-e sete. Nu se poate. Ia el. Oriunde încerc să fiu în labirintul ăsta, dau de el. Mi-e sete. 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 Ați ascultat Labirintul de Fernando Arabal, traducere de Alexandru Baciu, adaptare radiofonică de Cristian Munteanu, redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Etienne, Răzvan Ionescu, Micaela, Maia Morgenstern, Justin, Mircea Albulescu, Bruno, Dan Aștilean. În alte roluri: Sorin Gheorghiu, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete. Efecte de percuție: Ilie Mihalache. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.